Dosarul electronic de sănătate va intra în funcțiune și în Mehedinți. Sistemul a fost înființat atât pentru a ușura munca furnizorilor de servicii medicale, cât și pentru a veni în ajutorul asiguratului, care prin intermediul cardului de sănătate are acces neîngrădit la dosarul medical. Accesul la noul sistem se va face de la un dispozitiv conectat la internet. În primul rând aș vrea să anunț că toți furnizorii care nu sunt în contract cu casa, furnizorii de servicii medicale care nu sunt în contract cu casa de asigurări de sănătate Mehedinți, au obligația și ei de a salva în dosarul electronic de sănătate, începând cu data de sâmbătă, că de când a devenit obligatoriu, serviciile efectuate pacienților. Pentru aceasta trebuie să achiziționeze un certificat digital calificat care va fi înregistrat la noi, la Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți. Deci, repet, și furnizorii care nu sunt în contract cu casa trebuie să lucreze cu acest dosar electronic de sănătate. Dosarul electronic de sănătate va veni în sprijinul asiguraților prin numeroase beneficii pe care le presupune. Noul sistem electronic va permite stocarea informațiilor personale legate la mediul și modul de viață al asiguratului, ce sunt esențiale pentru stabilirea unui diagnostic cât mai bun. În eventualitatea unui accident, medicul care te primește în unitatea de primiri urgențe vede și accesează informații vitale pentru a-ți putea salva viața. Orică ai alergie la un medicament, orică e vorba de un transplant, orică e vorba de o boală cronică. Și atunci intervenția va fi rapidă și eficientă și nu mai stai 2-3 ore în urgențe să-ți facă analizele, să vadă la ce corespunzi și ce alergie ai la medicamente și așa mai departe, sau ce boală cronică mai ai. Pentru asta, dosarul electronic de sănătate este foarte, foarte important. Asiguratul de sănătate poate de asemenea vizualiza oricând istoricul accesărilor, dar și actualizările făcute de medic, iar sistemul nou implementat ne va aduce în rândul țărilor civilizate când vine vorba de asigurarea de servicii medicale de calitate, după cum susțin însă și reprezentanții CJAS. Este un sistem care este folosit în toate țările europene, ca să o lămurim, nu mai suntem în Africa, suntem în țări europene, pentru că suntem obligați cu acest sistem, repet în continuare, să putem salva vieți omenești. Pentru că la ora aceasta avem un sistem învechit, când un om se duce la urgențe, este obligat să stea o oră, două, trei, să-i facă analizele, să vadă. Aveți alergie la ceva, iar să-ți facă. În momentul respectiv, când vom accesa dosarul electronic de sănătate, ai băgat cardul și vezi exact și treci direct la tratament în următoarele 5 minute. Totodată, reprezentanții Casei Județene pentru Asigurări de Sănătate le aduc la cunoștință asiguraților că dosarul electronic de sănătate este un sistem separat de cardul de sănătate, ceea ce nu va conduce la blocajele pe care le-a înregistrat în ultima perioadă cardul electronic. Pentru dosarul electronic există contract de mentenanță.